În jocul complicat al interacțiunii umane, linia de demarcație dintre politețe și impolitețea percepută poate fi una delicată. Uneori, s-ar putea să vă angajați neintenționat în obiceiuri care îi deranjează pe ceilalți. Așadar, în timp ce navigați în peisajul social complex, este esențial să fiți conștient de semnalele pe care le trimiteți. Iată 15 obiceiuri care ar putea arunca o umbră neintenționată asupra grațiilor tale sociale. Numărul 1. Ignorarea saluturilor. Atunci când cineva te salută, face un efort pentru a se apropia și a stabili o conexiune. Faptul că nu le răspunzi la gestul lor este văzut ca fiind disprețuitor sau distant. Iar aceasta nu este impresia pe care majoritatea oamenilor doresc să o transmită. Fie că este vorba de un simplu bună ziua sau de un semn din cap, a vă face timp pentru a răspunde la salut este o modalitate mică, dar semnificativă, de a-i face pe ceilalți să se simte văzuți și apreciați. Numărul 2. Invadarea spațiului celorlalți. Faptul că nu sunteți conștient de impactul spațial pe care îl aveți asupra celor din jur vă poate face să păreți nepoliticos și să nu țineți cont de confortul celorlalți, mai ales în mediul public. Înghesuindu-vă într-un spațiu deja aglomerat sau invadând bula personală a cuiva, tinde să îi facă pe oameni să se simte inconfortabil și destul de iritați. Este important să găsiți un echilibru între a vă revendica spațiul de care aveți nevoie și a vă asigura că nu îi încurcați pe alții. Numărul 3. Întreruperea conversațiilor. Atunci când îi întrerupeți în mod constant pe ceilalți la mijlocul unei fraze, nu numai că întrerupeți ritmul natural al conversației, dar implică și un sentiment de nerăbdare sau convingerea că ceea ce aveți de spus este mult mai important. În plus, dă senzația că nu vă interesează cu adevărat ceea ce spune cealaltă persoană. Răbdarea este cheia aici. Dacă îi lăsați pe oameni să își termine gândurile, arătați că nu așteptați doar să vă vină rândul să vorbiți, ci și vă interesează cu adevărat ceea ce se spune. Numărul 4. Pronunțarea greșită a numelui cuiva în mod constant. Numele unei persoane este o parte integrantă a identității sale, iar dacă îl pronunți greșit în mod repetat, nu numai că arăți o lipsă de atenție la detalii, dar și o lipsă de respect pentru acea persoană. În mod similar, dacă apelați pe cineva cu un nume de alint sau o poreclă fără consimțământul acestuia, în special într-un cadru profesional, poate fi perceput ca fiind nepoliticos. Se presupune un nivel de familiaritate care poate să nu existe și se neglijează importanța menținerii normelor profesionale. Așadar, respectați preferințele oamenilor și folosiți numele lor corect sau numele cu care se prezintă. Numărul 5. Nerecunoașterea realizărilor. Neglijarea felicitării sau recunoașterii realizărilor celorlalți vă face să păreți lipsit total de abilități sociale. Este ca și cum ai fi blocat într-un joc al invidiei și al indiferenței. În aceeași ordine de idei, încercarea constantă de a depăși realizările altora este văzută ca un semn de competitivitate sau nesiguranță. Amintiți-vă că viața nu este o competiție pentru medalia de aur în ceea ce privește importanța de sine. Sărbătoriți realizările celorlalți și concentrați-vă pe conectarea prin experiențe comune. Numărul 6. Oferirea de critici nejustificate. Aruncarea de critici nepoliticoase poate proiecta, neintenționat, un ton de judecată, iar asta nu este ceea ce urmărim. În timp ce oamenii apreciază, în general, feedback-ul constructiv, atunci când critica este nejustificată sau nejustificat de dură, apare ca și cum ar fi: hei, sunt aici doar ca să mă iau de tine. Nu este frumos. Așadar, data viitoare când vă vine să vă dați cu părerea, gândiți-vă dacă este momentul și locul potrivit și, cel mai important, fiți atenți la modul în care cuvintele dumneavoastră pot fi primite. Numărul 7. Utilizarea umorului ofensator. Folosirea umorului ofensiv vă poate face să păreți nepoliticos, deoarece implică adesea să faceți glume despre subiecte sensibile care pot fi dureroase sau lipsite de respect. Creează o atmosferă ostilă, iar utilizarea sa poate duce la înstrăinarea unor persoane sau grupuri. Pentru a evita acest lucru, fiți conștient de impactul glumelor dumneavoastră și luați în considerare sentimentele celorlalți. Cu alte cuvinte, mențineți un echilibru între umor și respect în interacțiunile dumneavoastră. Numărul 8. Tratarea cu indiferență a personalului de serviciu. Tratarea cu indiferență sau lipsă de respect a personalului de serviciu, cum ar fi chelnerii sau recepționerii, reflectă destul de prost caracterul tău. Aceste persoane joacă un rol important în furnizarea de asistență și sprijin în viața noastră de zi cu zi. Tratarea lor cu lipsă de respect arată o lipsă de empatie și de apreciere pentru munca și contribuția lor. Este important să fiți politicos și atent în toate interacțiunile. Tratați personalul de serviciu cu același respect pe care ați dori să îl primiți. Numărul 9.
manifestări publice de afecțiune în exces. Este firesc să îți exprimi afecțiunea pentru un partener, dar dacă faci asta în mod excesiv, poate fi perceput ca fiind nepoliticos și lipsit de considerație, deoarece îi poate face pe ceilalți să se simtă inconfortabil. Cu toții avem limitele noastre atunci când vine vorba de cantitatea de manifestări afectuoase pe care le putem suporta fără să ne simțim inconfortabil. Și, în general, oamenii au tendința de a se simți stânjeniți când văd momente intime, mai ales dacă este vorba de persoane complet străine. Cel mai bine este să ținem aceste manifestări sub control, astfel încât oamenii să se poată bucura de spațiile publice, fără să se simtă ca și cum ar face parte dintr-o nesfârșită lună de miere. Numărul 10. Să te bucuri de spectacolul unui artist de stradă fără să dai bahșiș. La fel ca personalul de serviciu, artiștii de stradă tind să se bazeze pe bahșișuri ca o compensație pentru contribuțiile lor artistice. Să te bucuri de spectacolul lor fără să recunoști efortul și îndemânarea investite denotă că ești nepoliticos. Dacă renunțați la acest gest obișnuit, arătați o lipsă de apreciere pentru divertismentul oferit și este văzut ca o lipsă de considerație față de mijloacele de trai și de dedicare a artistului. Chiar dacă este vorba doar de un leu, lăsarea unui bahșiș este o modalitate de a recunoaște și de a susține valoarea pe care aceștia o aduc în spațiile publice. Numărul 11. Omisiunea de a cere scuze. Fie că te lovești accidental de cineva pe stradă sau ajungi târziu la o întâlnire, faptul că nu îți ceri scuze te poate face să pari nepoliticos și nepăsător. De asemenea, dă impresia că acordați prioritate egoului sau mândriei personale față de sentimentele celorlalți, făcându-i să se simtă desconsiderați, invalidați sau lipsiți de respect. A-ți cere scuze atunci când este cazul arată că recunoști efectul comportamentului tău asupra altcuiva și că regrezi cu adevărat orice suferință sau inconvenient pe care l-ar fi putut cauza. Numărul 12. Nu trageți apa la toaletele publice. Nu-mi vine să cred că trebuie să aduc în discuție acest lucru, dar, din păcate, este un eveniment mult mai frecvent decât ar trebui să fie. Cu toții trebuie să împărtășim aceste toalete și este de bun simț să lași toaleta curată și pregătită pentru următoarea persoană. Nu ai lăsa o asemenea mizerie acasă, așa că fii un om decent și trage apa după tine. Numărul 13. Ignorarea igienei personale la sala de sport și nu numai. Deși a merge la sală înseamnă să transpiri și să muncești din greu pentru a-ți atinge acele obiective de fitness, să nu uităm de importanța igienei personale. Neglijarea ștergerii echipamentului după utilizare sau omiterea practicilor esențiale de îngrijire te poate face să ieși în evidență și nu într-un mod bun. Credeți-mă, nimeni nu vrea să fie lovit de mirasma ultimului dumneavoastră antrenament intens în timp ce încercați să vă concentrați asupra propriilor câștiguri. A da dovadă de considerație în spații comune, cum ar fi o sală de gimnastică, înseamnă să vă luați un moment pentru a curăța echipamentele după folosire, dar și a vă asigura că prezența dumneavoastră nu îi îndepărtează pe ceilalți. Numărul 14. Verificarea constantă a telefonului. În timp ce smartphone-urile au devenit esențiale, verificarea constantă a acestora în timpul conversațiilor trimite un mesaj că nu sunteți pe deplin prezent și implicat în interacțiune. Acest comportament este perceput ca fiind nepoliticos și lipsit de respect față de ceilalți, deoarece îi face să se simtă neimportanți. Nu este chiar atât de greu. Pur și simplu, acordați toată atenția dumneavoastră tuturor celor cu care interacționați. Numărul 15. Rămâneți într-un loc mai mult decât sunteți binevenit. A sta undeva sau la cineva pentru o perioadă îndelungată te face să pari lipsit de considerație față de timpul altora. De asemenea, dă impresia că profiți de ospitalitatea lor. În plus, atunci când vă prelungiți șederea, se creează adesea o situație stânjenitoare. Poate face ca gazda să se simtă deranjată și poate crea un sentiment de disconfort sau de neplăcere. Și s-ar putea ca aceasta să ezite să vă ceară să plecați. Dacă nu vreți să fiți perceput ca fiind nepoliticos, fiți atent la indiciile care vă arată faptul că este timpul să plecați și evitați să vă transformați într-o plantă invazivă de care nimeni nu știe cum să scape. Fiind conștient de aceste obiceiuri și făcând un efort pentru a le schimba, puteți crea un mediu mai pozitiv și mai respectuos în care toată lumea se simte apreciată și ascultată. Așadar, străduiește-te să fii atent la acțiunile tale și la impactul pe care acestea îl au asupra celorlalți. Faceți un efort conștient pentru a cultiva bunătatea, empatia și respectul în toate interacțiunile dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați-i un like și distribuiți-l prietenilor pentru ca noi să putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, tot ce aveți de făcut este să ne urmăriți. De asemenea, nu uitați să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!